Fetelor, îmi cer scuze că vă întrerup discuția. Ce ziceți să mergem așa, ca o familie adevărată, căci așa vom fi, să bem ceai cu niște biscuiți, să discutăm despre viața noastră de familie? Ce să discutăm? Voi cu tata ieri ați discutat tot! Păi, nu chiar tot! Părerea voastră tot contează mult! Nu, mulțumesc! Cred că tatăl vostru se va supăra. Eu am propus să facem așa o tradiție, să ne strângem cu toată familia la masă, să discutăm, dar dacă nu vreți, bine, o să-i transmit. Hai să mergem! Iată, vin și fetele mele! Venim, venim! Să te ajut! Povestiți! Ce să povestim? Dacă ne-ai chemat, tu povestește! Sara! Ce înseamnă tu? Nu-i nimic! Noi suntem prietene! Și de ce n-ați întrebat părerea noastră? Da, ea nu contează! Eram sigur că o să fiți de acord! Și dacă nu suntem? Emma va fi o mamă bună pentru voi! Tu ai ales soție pentru tine și nu mamă pentru noi! O cunoști de o săptămână și o ceri în căsătorie. Eu sunt mare pentru a lua decizii. Și ai stabilit deja data nunții? Îmi cer scuze. Încă nu am stabilit. E frumos ceea ce faceți. Nu te supăra pe ele. Eu nu mă supăr. Doar nu vreau să vă certați din cauza mea. Sigur o să vă împrieteniți. Eu cred că mai bine e să plec din casa voastră. Să nu creez probleme. Nu. Aceasta va fi și casa ta. Ce să fac să zâmbești? Poate să mergem să alegem rochii de mireasă? Da, sigur! Nimeni nu te-a învățat să bați la ușă! Fetelor, noi plecăm să cumpărăm rochii de mireasă, dar voi să fiți cuminți! Puteți să nu intri să te lauzi! Pa! Iubitule, eu vin! O să aleg cea mai modestă rochie! Ba nu, o să aleg cea mai frumoasă rochie! Sara, ziua nunții încă nu s-a stabilit. Trebuie cu orice preț să facem ca ea să nu aibă loc. Ai dreptate, încă avem șansa să schimbăm totul. Să-i demonstrăm lui tata cine de fapt este Emma. Atât timp cât Emma nu este, o dai ei e la dispoziția noastră.
Mergem să căutăm dovezi. Dragă agenda, azi totul a ieșit după plan. Am reușit să fac cunoștință cu el. Încă puțin și îmi voi atinge scopul. Problema sunt copiii lui, de care trebuie să scap. Dragă agenda, azi, cum și-am planificat, m-am mutat la viitorul meu soț. Fetele continuă să mă enerveze. Aia mică e un pic mai naivă și o pot amăgi mai ușor. Problema e Sofia. Ea e insuportabilă. Încearcă să-mi strice planurile, dar în zadar. Dragă agenda, azi am reușit să scap de tăcelarea Ioana. Acum eu mă ocup de educația mucoaselor. Dragă agenda, nesimțitele s-au băgat în odaia mea și mi-au furat părul. Am fost stresată toată ziua. Dar ele încă nu știu cu cine s-au legat. Încă puțin și vor pleca la orfelinat. Dragă agenda, azi mucoasele s-au prins în propria capcană. Am reușit să scap de ele pentru o zi. În sfârșit am fost cerută în căsătorie. Sunt cea mai fericită. Iată și dovezile. Îmi pare foarte rău că s-a stricat mașina. Promit. Mâine să cumpărăm rochie. Dați-mi înapoi agenda! Dă-mi-o! De altfel, din nou o să zic că a dispărut ceva din odaia mea! Acum plecați imediat! Ce putea fi? Sara, mergem să-i zicem lui tata. Mergem. Lui tata? Tata, am găsit agenda Emei în care scrie totul despre noi. Voi iar ați fost în odaia Emei fără voie? Acolo scrie! Oricum n-o să ne crezi! Dacă o să le creadă, ce mă fac eu atunci? Trebuie să facem rost de această agendă. Ема, îmi permiți să citesc? Dragă agenda,
Azi am făcut cunoștință cu cel mai frumos și inteligent bărbat. Copiii lui sunt cei mai deștepți și frumoși din lume. Dragă agendă, azi am rămas fără gazdă și domnul Alexandru mi-a permis să stau la el alături de cei mai drăgălași copii. Fetițele acestea, Sofia și Sara, m-au fermecat. Aș vrea să fiu prietenă cu ele. Nu înțeleg nimic! Ce nu înțelegi? Că Emma vă iubește? Dragă agendă, azi din păcate a plecat menajera Ioana. Mi-a fost foarte greu să văd cât de dureros s-au despărțit fetele de ea. Nu am rezistat, am plâns și eu. Doamne, nu pot să cred cât de bune sunt aceste două fetițe. Azi, împreună cu fetițele mele dragi, pe care deja le iubesc ca pe copiii mei, am gătit pizza. Domnul Alexandru a zis că e cea mai gustoasă. Nu pot stăpâni emoțiile, scriu cu lacrimi. Fetițele mele au ajuns la spital, le iubesc atât de mult. Frumoasele mele, încă puțin și se întorc acasă. Nu mai pot de dor. Încă o dată m-am convins că am procedat corect. Nu înțeleg nimic! Mi este foarte rușine. Nu am crezut că cineva îmi va citi agenda, dar acolo scrie purul adevăr. Ceea ce simt eu pentru voi toți. Nu înțeleg. Cum a făcut ea asta? Voi nu cumva asta căutați? Mulțumesc, fetelor, mi-ați făcut o favoare. Acum par și mai bună în ochii tatălui vostru. Eu propun să facem nuntă vara, când e cald. De ce să așteptăm așa de mult? Nu am răbdare. Poate să o facem sâmbătă, de exemplu. Vreau mai repede să devin soția ta. Bine, cum zici? Am zis azi să merg singură să aleg rochia. M-am gândit că nu e bine ca tu să vezi rochia înainte de nuntă. Facem totul cum zici tu. Mulțumesc. Noi am stabilit ziua anunții! Ce bucurie! Ține cardul și alege cea mai frumoasă rochie! Mulțumesc! O zi bună! Pa! De mireasă, cheia o las la locul stabilit. Da, să fie totul curat. Lună, vă rog. O să vin și o să verific. Pa! Thank you.
Salut! Ba nu din cauza soarelui, din cauza că am făcut curățenie în toată casa, chiar și în odaia voastră, și am alergie de la praf. Mă dur ochii. Sofia, cred că ar fi frumos să-ți ceri scuze. Scuze. Nu! Păi nu e vina copilului că am alergie. Te-am rugat doar să nu mai faci curățenie. În așa caz, va trebui să angajăm pe cineva. De ce să angajăm pe cineva? O așteptăm pe Ioana. Cine știe, poate Ioana nu se întoarce. Ți-ai luat azi rochie? O, da, am ales cea mai frumoasă rochie, așa cum mi-ai zis. Soră, avem foarte puțin timp. Nunta e sâmbătă. Ia deja, rochia a cumpărat-o. Toți ce facem se întoarce împotriva noastră. Data aceasta nu mai vede. Cum va fi ea mireasă fără părul ei? Sigur va amâna nunta. Asta o să facem pentru siguranță. Îmi imaginez fața ei. Unde este părul meu?
Fetele au organizat totul. Wow! Sper să fie o tradiție a familiei noastre. Tata, vreau să-ți arăt pe Emma adevărată. Și nu pe cea falsă pe care o cunoști. Sofia, tu ai tuns-o pe Emma? Te las fără telefon. Dar, tata, cum face ea asta? Din nou tata e supărat pe mine. E prea șmecheră. Ce bine îmi pare că coletul a sosit la timp. O lună fără telefon, ce mai pedeapsă? Ea trebuie pedepsită mult mai tare. Aceasta te urăsc. Dar tu ești murdară. Ba nu sunt. Ba ești. Emma! Fetelor, voi deja întreceți măsura. Sofia, tu cum ai putut să o lovești pe Emma? Eu nu știu cum a ieșit asta. Eu parcă nu am lovit-o. Eu deja te-am pedepsit. Acum Emma se decide ce pedeapsă meriți. Cine eu? Să pedepsesc un copil? Nu știu dacă o să pot face asta. Poate așa o pedeapsă mai simplă, atât timp cât nu avem menajeră și eu am alergie de la praf, poate să fie să facă curățenie prin casă și să mă ajute, pentru că mă simt prost. Ai un suflet foarte bun. Mă faci să rușesc, dar... aceasta este despre mine. Tu
chiar ai lovit-o pe Emma? Nu! Nu știu! Dar ce contează acum? Important că nunta va fi amânată! De ce tata o crede pe ea? Ea vrea eu să fac tot lucrul prin casă. Bine. Ce ai de gând să faci? Eu? Nimic! Doar să fiu bună ca Emma. Am vrut cât mai repede să devin soția ta, dar acum suntem nevoiți să amânăm ziua nunții. Stai liniștită, totul o să fie bine. Merg să sun la restaurant să zic că nunta se amână. Bine. Alo, da, am vrut să zic că nunta se amână. Referitor la meniu. Am uitat să menționez că la meniu vă rog să nu fie niciun fel de nuci, deoarece fac alergie de la ele. Și referitor la ziua nunții, deja rămâne să revin cu un apel. Bine, la revedere. Gata, sunteți liberă! Menajeră și-a găsit! Tata!
ploaie, cop, biscuiți? De unde ai învățat să gătești? De unde? De la Ema! Ce bravă e Ema! Sunt foarte nerăbdătoare să gust ce a gătit Sofia! Foarte gustos! Vai! Mâncați, mâncați! Mai serviți! Am senzația de parcă mi se deformează gura. Ema, tu ești bine? Nu cumva ai pus nuși în biscuiți? Ce? Nu înțeleg nimic. Ema, mă repetă odată. Eu zic nuși, ai pus? N-am avut intenția să fac farse, n-am pus muci. Eu zic nuși. Nuci? Nici eu nu știam că ai alergie de la nuci. Tu ai știut că ea are alergie? Am știut! Eu nu vreau să fiu asta! Să te ajut cu ceva? Ce cauți? Ce caut? Caut pastilele de alergie! Sofie, nu am făcut intenționat. Ea doar nu știa. Ele cred că acum stau acolo jos și se bucură că eu sunt așa. Acum sunt cea mai auzită. Ba nu, ești cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Acum cred că am amânat nunta încă pe ceva timp. Mă mai întreb? Vrei să zici că tu ai gătit acest biscuit? Vrei să zici că tu ai gătit pizza? Deci, tu ai auzit discuția mea la telefon, ai știut că am alergie de la nuci și intenționat ai făcut asta! Nu, n-am știut! Am vrut să-ți fac o surpriză! Să știi, fetiță! Vrei tu, ori nu vrei, oricum o să mă mărit cu tatăl tău! Încă nimeni, niciodată, nu a reușit să-mi pună piedică! Ema! Ține-o, șepețel, deoarece zboară saliva din gură! Foarte rău ce s-a întâmplat cu Ema. Nu e vina ta, Sofia. Stai liniștită. Mulțumesc, tata. Tata, noi acum am găsit un anunț unde doamna dă pisica în mâini bune. Sara, dar acum nu e momentul. Doamne, te rugăm foarte mult. Bine, m-ați convins. Dați adresa. Vreau să fac o surpriză pentru fete. Surpriză?
Asta ce este? Am adus un pisoi pentru fete. Îmi pare foarte rău, dar am alergie la pisici. Dacă vreți să păstrați pisica, atunci voi pleca eu. Turtoto! Vitor, îmi pare rău, dar trebuie să o ducem. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor, că sunteți înțelegătoare. Lasă măcar o zi. Bine. Așa vă trebuie. Drăguțule, încă puțin a rămas. Vrei să ieși la plimbare? Nu trebuie să vezi rochia înainte de nuntă. Vin. Chestia-ți jos. Ea a zis că are alergie la pisici? Da. Deci, hai să testăm. Oare ce se va întâmpla de data aceasta? Urechile? Hai! Frumoasă e azi. Tu ești frumoasă. Mulțumesc. Rochia mea! Rochia mea! Ce s-a întâmplat? Pisoiul acesta! Am rămas fără rochie! Ea e ruptă toată! S-a întâmplat ceva? Voi încă mai întrebați? Primiți ce-a făcut pisoiul vostru, dacă nu aveți grijă de el! Iertați-ne! Ema, îți promit, o să-ți iau două rochii. Două? Da, da, două. Bine. Tata, o să trebuie să se întoarcă Ioana. Tu ai promis să o sun dacă nu vine. Sofia, tata e ocupat de pregătirile de nuntă. Dacă nu vine Ioana... Vine altă menajeră, toate sunt la fel. Ba nu, Ioana vreau să vină. Sofia, ești mare deja, nu fi mofturoasă. Da, Sofia, e mare dreptate. Dar și Sofia are dreptate, Ioana chiar e deosebită. Îmi promiți că o suni.
Îți promit. Ieșire. O urăsc pe Emma. Te înțeleg. Ele sunt mari, trebuie să înțeleagă. Am o idee. Bună idee. Crede-mă că e ea. Intră. Fetelor, noi cu tata am decis că voi două mergeți cu mine să alegem o nouă rochie de mireasă. Voi ați decis? De ce pe noi nimeni nu ne întreabă? Am zis că o să fiți încântate de așa idee. Noi nu vrem. Da? Îmi pare foarte rău. Ce s-a întâmplat, Emma? Stai liniștită, vorbesc eu cu ele. Sofia, Sara, veniți aici! Doar să nu le cerți. Tata, ne-ai chemat? S-a întâmplat ceva? De ce Emma plânge? Deoarece am refuzat să mergem după rochie de mireasă. Și de ce ați refuzat? Dar voi de ce plângeți? Noi foarte mult vrem să mergem cu Emma, dar avem foarte multe teme. Ce bravă sunteți! Mă mândresc cu voi. Ce bună ești! Da, eu înțeleg perfect, fetele. Temele sunt mai presus de toate. Tata, ai vorbit cu Ioana? Am fost foarte ocupat. Emma a vorbit cu ea. Și ce a zis? Când se va întoarce? Îmi pare rău. Ioana nu se va întoarce. Oare de ce? Îmi pare foarte rău.
Nu mi-a zis de ce nu se întoarce, dar putem angaja o altă menajeră. Putem posta un anunț. Anunț? Da, un anunț. De ce nu? Emma, te rog, tu să te ocupi de asta. Oh, cât de mult mă bucur că ai încredere în mine. Sigur, o să mă ocup eu de asta. Anunțul l-am postat. Bună ziua, mă numesc Eliza. Bună ziua, Eliza. Ce vârstă aveți? Am 28 de ani. Nu vă supărați, am pregătit aici o listă de întrebări. Ați mai lucrat în calitate de menajeră? Da, sigur. Am lucrat 5 ani în calitate de menajeră într-o familie cu 3 copii. Deci aveți 28 de ani, da? Bine, mulțumesc. O să revin cu un apel. La revedere. Bine, mulțumesc. Bună ziua, sunt Raluca. Bună ziua. Raluca. Ah, da, Raluca. Ce vârstă aveți? Am 23 de ani. Totul e clar. Ce e clar? Bine, revin cu un apel. La revedere. Bine. Bună, mă numesc Andreea. Am experiență în calitate de menajere. Am lucrat 5 ani într-o familie. Bună, dar cum vă împăcați cu copiii? Foarte bine, chiar aș zice minunat. Am fost de dacă 2 ani. Și ce vârstă aveți? Am 29 de ani. Bine, o să revin cu un apel. A, știu eu cum reveniți voi cu apeluri. La revedere! Bună ziua, sunt Erica. Mulțumesc, dar noi deja nu mai avem nevoie de menajeră. Noi deja am angajat o doamnă. Oh, și nu ați putut să mă telefonați, să nu vin degeaba? Timpul meu costă bani. Chiar s-au terminat toate babele în oraș? Chiar nu am nevoie de concurență. Negătând la faptul că mi-ați făcut o vânătaie atât de mare la ochi și am fost nevoită să amân nunta. Vedeți cât de bună sunt. Vă aștept mâine. Pa! Deci, nu eu ți-am făcut vânătaia? Din câte înțeleg, doamna Angela a mai fost pe la noi. Da, am chemat-o să mă ajute. Cu ce? Cu curățenia. Ah, da, asta de la care ai alergie. Și la pisici ești alergică ca și la praf? Ce vrei, fetițo, de la mine? Nu o să-ți dau explicații! Vreau să zici lui tata că eu mai mult nu sunt pedepsită și nu o să fiu menajera ta! Aha, acuș, visează! Ești încă o mucoasă! Și cine e mucoasă la noi? Eu!
Știi că sunt alergică la pisici și pisica a fost în odaia mea. De asta ziceam că sunt o mucoasă. Tata, dar tu știi că... Oh, Sofia, scuză-mă că te întrerup, dar cred că mai bine eu să-i zic lui tata. Dragul meu, scuză-mă, te rog, nu m-am ținut de cuvânt. Totuși nu am putut să o pedepsesc pe Sofia. Ea nu a făcut curățenie în casă încă niciodată și chiar nu vreau să o facă. Nu trebuie copilul să sufere, să fie pedepsit. Poate totuși amânăm această pedeapsă. Sofia cred că a realizat greșeala. Da, Sofia? Da. Emma, ce sufletistă ești. Oh, mereu faci să rușesc. Apropo, am găsit o menajeră și mâine vine să facem cunoștință. Dragul meu, am vrut să zic că deja mă simt mult mai bine. Cred că putem stabili ziua anunții. Ce zici? Da, sigur. Dar poate înainte de nuntă să facem cunoștință cu familia Iemei. Da, cu viitorii noștri bunici. Aș vrea să văd cu cine seamănă Iema, așa sufletistă. Da, e o idee minunată. Îi poți invita la noi. Sunt sigur că sunt niște oameni inteligenți, dacă au educat așa o fică. Nu știu dacă e posibil. Acum toamna, ei de obicei sunt foarte ocupați. Eu insist. Bine. Intrați, doamna Angela, nimeni nu este, toți sunt plecați. Doamna Angela, am nevoie urgent să fac legătura cu familia Ionescu, care au mai fost părinții mei, doamna Elena și domnul... Am uitat cum o cheamă. Domnul Ion! Da, exact, ei era o familie inteligentă. Ea era bibliotecară și el, dacă nu greșesc, profesor de mate. Dar domnișoara Iema, ei sunt plecați la muncă, peste hotare, tocmai în Italia. Ce? Și eu acum ce mă fac? Nu! Am nevoie urgent de o familie inteligentă. Gândește-te bine, doamna Angela, poate cunoști pe cineva. Ar putea să vină cu soțul. De ce nu? Sora e mai inteligentă decât dumneavoastră. Ce studii are? Ea e cu studii. Minunat! Ea a învățat tocmai până în clasa a treia. Profesor, nu alta. Ce? Asta sunt studii? Da? Păi eu deloc nu am fost la școală, nici măcar nu știu ce e asta. Aoleu, mă doare capul, ce să fac? Cred că merită să postez un anunț. Mâine toți vor fi plecați, poate fac un fel de casting ceva. Poate îmi găsesc o pereche de părinți inteligenți. Din ce alege?
mergi să-ți alegi rochiile. Bine. Pa! Deja mi este dor de voi. Pa! În sfârșit au plecat. Am crezut că nu mai pleacă. Bună ziua! Bună ziua! Suntem gata să devenim părinți! Unde e copilul? Da, unde este? Micuța? Micuțo, unde ești? Bine, mulțumesc! La revedere! Bună! Am înțeles că trebuie să jucăm un rol? Și că vom fi bine plătiți? Eu, apropo, am lucrat la teatru! Am călcat costumele și am un pic de experiență. Mulțumesc! La revedere! La revedere! Doamna Angela! Ce ziceați de sora dumneavoastră? Ziceam că e tare deșteaptă! Bine! Să vină mâine cu soțul ei să văd cum arată înainte de a-i prezenta. Bine, domnișoara Emma! Bună! 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 Ai ales rochiile? Știi, nu am găsit nimic pe placul meu în magazinele în care am fost. Mâine o să merg iar. Bine, dar părinții tăi când vin? Ai vorbit cu ei? Cred că săptămâna viitoare. Dar tu ai uitat? Săptămâna viitoare eu plec în deplasare. Am uitat. Să vină mâine la cină. Mâine? Tu vei merge după rochii, dar eu mâine nu merg la serviciu. Voi lucra de acasă. Cum adică? O să stai mâine acasă? Tu nu te bucuri? O să fie mai mult cu tine. Oh, m-ai înțeles greșit! Invers, mă bucur enorm! Mâine o să petrecem ziua împreună. Poate mergi cu mine după rochii. Nu, din păcate am foarte mult de lucru. Am înțeles. Doamna Angela, zi mâine să vină sora ta cu soțul ei la cină. Și te rog, vorbește cu ea. Rog-o să vorbească cât mai puțin și să îmbrace ceva decent. Bine, pa!